Parte cu primul interviu în care Georgiana Lobon îți explică ce s-a întâmplat între ea și soțul ei și de unde au apărut zvonurile divorțului. Oamenii care te iubesc și oamenii de acasă au rămas cu foarte multe semne de întrebare după zvonurile divorțului, că a fost afectată căsnicia în vreun fel. Da. Dacă acum tu să lămurești absolut tot ce s-a spus la momentul respectiv. Așa este, cu siguranță că oamenii care ne iubesc și mă admiră și mi-admiră familia pentru că eu am crescut... Care nu sunt puțini, sunt foarte mulți. Da, eu am crescut nu doar Georgiana Lobon, am crescut Georgiana Lobon și familia și rare și copii, adică exact. E așa ne-a luat pe toți ca un model și eu așa îmi doresc împreună cu rare să mergem mai departe, ca fiind un model pentru oameni. Nu vrei să știi câte mesaje am primit. Mi-am închis telefonul sunt două zile. Mi-am închis telefonul, n-am mai... Efectiv, a rămas așa... Am fost luată și eu prin surprindere, pentru că eu eram la piscină cu Gianina, cu cealaltă prietena noastră, celălalt cuplu cu care am fost în vacanță și cu copiii, ne aveam grijă de ei, era așa spre seară, se dădea spre noapte. Și Rareș era cu toți băieții, cu toată gașca, la bar, mai departe de noi pe insulă, unde era locul de distracție. Nu s-a întâmplat nimic, oameni buni, dar n-am cum să fac cumva să mă creadă lumea, pentru că au fost atât de multe știri. Și atât de multe născoceri și atât de multe chestii încât oamenii nu mai știu ce să creadă. Pot să zic că a fost așa o cumpănă, o stare, deși nu era nimic, pentru că Rareș a dat declarația asta în urma presiunii pe care am avut-o noi amândoi pe noi din partea presei. Dar spun chestia asta, nu vreau să îi... Să dau vina pe ei sau să îi judec sau să vorbesc urât despre ei, pentru că pe mine presa m-a ajutat enorm în carieră. Adică trebuie să recunosc chestia asta, că fără ei nu aveam cum, fără voi toți. L-au prins pe Rareș într-o stare plăcută în care el se distra și era cu ceilalți. El era foarte bucuros. O consumat acolo cu băieții, s-o distra și eu, bă, toată lumea bea în vacanță și se distrează, nu? Adică, să fim serios, cine nu se distrează. Și... El a zis o chestie asta că deja s-o enerva dacă vă dau eu știre, să vedeți bă, ce știre vă dau. Eu am rămas șocată că am rămas șocată de ce se scrie, pentru că nu eram bine, noi eram foarte bine, dar ce să fac în vacanță? În primul rând nu există situații din astea, la noi nu se pune problema de așa ceva, deși clar că există discuții de, nu știu, contradictorii. La 24 de ore distanță, voi ați apărut fericiți împreună, pe plajă, vă continuați vacanța, ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. Da, știi de ce am vrut să apară așa? Eu n-am mai dat nicio declarație și n-am vrut să dau nici eu și nici Rareș. S-am zis, eu am primit chestia asta, a început să-mi sune telefonul foarte mult, eram la piscină, și îmi suna telefonul și îmi scria mesaje foarte mult și am văzut. I-am zis că ceva nu e ok, că tot sună. Am ieșit din piscină să văd ce e. Și am văzut articolul și când am văzut articolul, nu să pot. Și Rareș era distrat acolo, el râdea, nu stai să vezi acum, iubire, să vezi, tu nu știu ce, dar el se distra, nu știu, dădea seama de gravitatea situației pe care o percep cei de acasă care vor citi chestia asta. Odată fiind știrea dată, nu mai poți să zici, bă, știi că am glumit, vezi că eram euforic, eram nu știu cum. Am preferat, de comun acord, să nu mai zicem nimic. Am considerat că asta ar fi cea mai bună variantă.